Bună, dragilor! Mi-am adus aminte că în toamna asta n-am apucat să fac dulceață de ardei iuți. Și de obicei făceam din ardei roșu, dar din păcate, uite că mi-a venit ideea să fac abia acum, în martie, și n-am mai găsit ardei roșu. Bine, nici nu m-am dus în piață, am cumpărat de la supermarket. Probabil că în piață aș fi găsit. Hai să vă explic cât de ușor se face rețeta asta și o să vedem împreună pas cu pas. Mami, doar să nu pui mâna pe ardei iute, că știi că ciupe la limbă, da? O să avem nevoie de 600-700 de grame de ardei iuți. Pe lângă asta, încă vreo 3-4 ardei capia sau gogoșari. Ăștia erau ardei de care aveam nevoie, dar din păcate nu mai am decât 4 în frigider. Așa că hai să vă arăt cum îi curăț eu. Trebuie tăiat cotorul pe de o parte, desfăcut pe din două și scoase sâmburii și nervurile. Este muncă destul de multă, dar rezultatul va fi unul pe măsură. Așa că să trecem la treabă. Am terminat de curățat ardeiul și acum curăț și capia. I-am spălat bine și la fel îi curăț. Îi tai pe din două și scot sâmburii. Și dulceața e ca și făcută, ce credeți, dacă am curățat legumele. Am montat mașina de tocat și bineînțeles că o să dau ardei prin tocător. Stați că e mai dificil, că sunt destul de lungi. Am trecut prin mașina de tocat și ardeiul iute și ardeiul capia. Am cântărit 500 de mililitri de oțet și am pus într-o oală cu fund dublu și de asemenea 500 de grame de zahăr, punem peste și dăm la foc să facem siropul. Am fiert zahărul și oțetul, atenție însă la vaporii de oțet pentru că sunt extrem de deranjanți. Eu de obicei fac dulceața asta afară, dar acum fac foarte puțină și m-am hazardat să o fac într-o zonă în care nu locuim. Și după ce a fiert siropul ăsta vreo 5 minute, adăugăm ardeiul. Mare grijă să nu vă ardeți. Spre final am zis să mai aromatizez puțin, așa că am pus 2 bucăți cam ca aceasta de ghimbir și o să adaug și o stea de anason. Nu sunt obligatorii acestea, dar evident că dulceața va fi mai aromată. Am scos să văd dacă este bună dulceața. Uitați, ea este destul de lipicioasă și se ține bine, s-a legat. Ei, și pentru că s-a legat, am oprit-o și e momentul să o punem în borcan. Borcanele le-am sterilizat și punem evident dulceața în ele și le mai băgăm un pic la bain-marie ca să țină bine dulceața noastră. Frige! Dulceața mea a ieșit destul de închisă la culoare și asta pentru că am avut ardei iuți verzi. Dacă aș fi găsit ardei de culoare roșie, cu siguranță ar fi avut o culoare și mai frumoasă. De gust nu vreau să vă mai spun. Vă doresc poftă bună și dacă faceți rețeta mea, vă rog să-mi spuneți cum v-a ieșit.